Bună ziua tuturor! Astăzi vom vorbi despre efectul fiziologic al curentului electric. Activitatea electrică a corpului este folosită de foarte mult timp, atât pentru diagnostic, cât și pentru a monitoriza efectele unui tratament. Exemplele includ electrocardiograma, electromiograma și electroencefalograma. Când vine vorba despre electricitatea care este generată în corpul uman, sursa de energie care o produce este de natură chimică. În corpul nostru se află multe elemente chimice care reacționează între ele, reacția chimică are loc cu transfer de electroni, ceea ce va duce la apariția unui curent electric. Energia creată de substanțele chimice depinde de modul în care atomii și moleculele existente se leagă între ele. Toate elementele chimice pe care le introducem în corpul nostru au o anumită sarcină electrică specifică, ceea ce înseamnă că au un număr diferit de electroni și protoni. Substanțele chimice sunt formate din molecule diferite. Modul prin care aceste molecule se leagă între ele și felul în care ele reacționează cu celelalte molecule aflate lângă ele condiționează cum este produsă această energie. De exemplu, unul dintre cei mai cunoscuți curenți electrici din organism și care este cel mai frecvent menționat este cel răspunzător de ritmul nostru cardiac. Unii dintre cei mai întâlniți electroliți din corp sunt sodiul, potasiul, calciul, magneziul, fosforul și clorura. Inimile noastre conțin un grup de celule specializate, la nivelul cărora au loc reacții chimice și au ca rezultat creșterea sarcinii electrice pozitive. Țesuturile vii din organism au o rezistență electrică diferită. De exemplu, pielea și oasele au o mare rezistență, iar sângele și masa musculară au o rezistență electrică scăzută. Rezistența pielii determină ulterior rezistența reală a corpului uman. Rezistența electrică a pielii este dată de stratul exterior numit și epidermă. Stratul interior al pielii numit dermă este un țesut viu și are o rezistență electrică mică. În acest experiment punem în evidență existența unei rezistențe electrice mari a pielii uscate și faptul că ea variază în funcție de părțile corpului care sunt în contact cu sondele de probă. Se observă că atunci când umezim pielea, rezistența electrică a pielii scade foarte mult. Același efect l-am obține și dacă pielea ar prezenta tăieturi sau zgârieturi. Scăderea rezistenței electrice a pielii duce la creșterea riscului de electrocutare. Corpul uman este un bun conducător de electricitate, ceea ce înseamnă că un curent electric poate circula cu ușurință prin el. De aceea, atunci când curentul electric circulă accidental prin corpul unei persoane, spunem că ea a suferit un șoc electric sau s-a electrocutat. Efectele fiziologice ale curentului electric sunt urmările trecerii curentului electric printr-un organism uman. Din punct de vedere electrochimic și al conductibilității, organismul uman poate fi asemănat cu un electrolit. În structura sa, apa reprezintă 70% din greutatea corpului, restul fiind reprezentat de diferite substanțe chimice dizolvate, realizând diverse concentrații. Prinzând cu fiecare mână sondele de probă ale unui milivolmetru, observăm că organismul viu se comportă ca o sursă de curent electric continuu. Organismul uman, ca și celelalte organisme vii, reprezintă un bun conductor, la nivelul căruia purtătorii de sarcină electrică sunt ionii.
Curentul electric este caracterizat de o anumită intensitate și o anumită tensiune. El va străbate organismul, care la rândul său va opune o anumită rezistență la trecerea curentului. Prin digestie, moleculele mari din cadrul alimentelor sunt descompuse în molecule și elemente mai mici. Aceste molecule și elemente mai mici pot fi utilizate de către celulele noastre pentru a putea funcționa. Toate aceste molecule și elemente au potențialul de a crea impulsuri electrice în funcție de situațiile ce apar în cadrul sistemelor specifice din organism la un moment dat. Cu 1 mA, evidențiem intensitatea curentului electric din corpul uman. Cu fiecare mână umezită în prealabil, apucăm cele două sonde de testare. Vom face următoarele observații. Intensitatea curentului nu este egală, ci depinde de conductibilitatea electrică a țesuturilor. Se știe că un țesut nu este un conductor uniform, deoarece membrana celulară și spațiile intercelulare opun rezistențe diferite trecerii curentului electric. Dacă inversăm cele două sonde de testare, observăm schimbarea sensului intensității curentului prin aparatul de măsură.